Să mai vedem și alte lucruri interesante pe care ne le oferă Windows 7. Spre exemplu, printr-un click dreapta pe desktop, avem acces direct la schimbarea rezoluției monitorului. Putem întoarce imaginea. Acum să văd dacă mai nimeresc. Și evident, nu doar să întoarcem cu susul în jos, ci și pe o parte sau pe cealaltă. De exemplu, dacă aveți un calculator portabil și vă e mai ușor să citiți cu imaginea întoarsă pe o anumită parte, s-ar putea să vă fie de folos. La gadgets puteți adăuga tot felul zicem, instrumente pe desktop, un calendar sau un ceas. La Personalize puteți alege între câteva teme. De exemplu, acum este setată Windows 7, mai este și Architecture. Se schimbă atât culoarea taskbar-ului și a ferestrelor, cât și wallpaper-ele. De exemplu, făcând click dreapta pe desktop, putem schimba foarte ușor wallpaper-le dintr-o temă. Această temă conține mai multe wallpaper-le cu clădiri, fiind numită architecture. Și pur și simplu, prin Next Picture, le schimbăm foarte ușor între ele. Dacă nu mă înșel, acestea se schimbă automat după o anumită perioadă de timp. Mai putem selecta noi culoarea pe care să o aibă taskbar-ul și ferestrele, sau mă rog, marginea ferestrelor. Putem regla și intensitatea culorilor. Sunetele le putem configura de aici. Sunetele sunt destul de plăcute, după părerea mea. Putem adăuga și un screensaver. Și tot din această fereastră putem schimba iconițele care să apară pe desktop, pointerele mouse-ului, imaginea contului de utilizator, setările pentru display sau cele pentru taskbar și meniul de start și putem merge chiar direct în Ease of Access Center. Controlul volumului este iarăși interesant. Putem regla volumul atât global pentru toate componentele, atât ale sistemului de operare, cât și a aplicațiilor. Sau putem, de exemplu, da mai încet sunetele de sistem sau sunetele dintr-o anumită aplicație. Acest lucru mi se pare destul de interesant. De asemenea, mai există câteva mini-aplicații, ca să zic așa, destul de utile, și anume Sticky Notes, cu ajutorul căreia puteți lăsa anumite notițe. Mai avem și Snipping Tool, un instrument cu ajutorul căruia putem salva informații, anumite imagini sau
text, cred. Cu text n-am încercat. Ia să vedem dacă merge. Nu, se pare că salvează totul sub formă de imagini. Și vechile aplicații ca Paint sau Calculator au fost redesenate, ele arătând mult mai bine și acum făcând mult mai multe lucruri. De exemplu, în Paint avem mai multe tipuri de instrumente. Interfața calculatorului a fost redesenată. Și acum acesta știe să facă și mai multe lucruri. Statistică. Poate converti unități. Și altele care o să vă las să le descoperiți voi. Alte observații pe care le-am făcut de când am instalat Windows 7 ar fi că frame-urile din jocuri au aproape aceleași valori ca și în Windows XP. Spre exemplu, în Leap for Speed am obținut aproape același punctaj, același număr de frame-uri, doar că acestea mai scădeau în momentul în care ajungeam în anumite porțiuni unde era foarte multă textură. Însă, per total, am fost destul de plăcut surprins de performanțele pe care le-am înregistrat cu Windows 7. De asemenea, am observat că aplicațiile sunt pornite de multe ori mai rapid decât în XP. De exemplu, OpenOffice pornește ceva mai repede decât în XP, aproximativ cu 1-2 secunde mai repede. Alt lucru foarte plăcut, sau alt lucru care m-a impresionat plăcut, a fost faptul că temperaturile pe care le-am înregistrat în Windows 7 și le înregistrez în continuare sunt mai mici decât în XP. De exemplu, pentru procesor, temperatura a scăzut cu aproximativ 2 grade. Și, de exemplu, pentru placa video, deci pentru procesor au scăzut cu 2 grade și pentru placa video cu aproximativ 10 grade. Deci nu explic de ce, dar înainte la GPU aveam în jur de 48-50 de grade și acum, după cum puteți vedea, sunt 38. Plus că speedfan-ul funcționează cu setările din XP, adică nu am mai trebuit să configurez nimic, pur și simplu am luat șirul de configurare de la speedfan-ul pe care îl foloseam în XP și merge perfect. La fel și aplicațiile portabile pe care le foloseam în XP merg perfect și în Windows 7. Deocamdată atât am avut de spus. Urmează să mai prezint pe viitor și alte funcții și alte informații referitoare la acest semn de operare. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim data viitoare.